În perioada 17-27 octombrie, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin DSVSEA Mureș desfășoară o campanie națională de vaccinare a vulpilor împotriva rabiei. Acțiunea se înscrie în programul strategic care vizează monitorizarea, controlul și eradicarea rabiei. Acesta este sprijinit de Uniunea Europeană. Distribuirea dozelor vaccinale se face sub forma unor momeli aruncate din avioane care decolează de pe aeroportul Târgu Mureș. Județul Mureș a redistribuit 500.000 de momeli vaccinale care până în data de 27-a lunii trebuie îndeplinită. Rabia este o boală cauzată de infecția cu un virus care se poate transmite și la om prin mușcătură. Rezervorul principal de virus este reprezentat de vulpi, iar metoda cea mai eficientă de combatere este vaccinarea. De aceea, înainte de a se începe propriu-zis distribuirea aeriană a dozelor, zonele de risc în care au căzut momelile vaccinale au fost împânzite cu materiale publicitare menite să informeze populația cu privire la aspectul și rolul lor. Deci este o momeală vaccinală care de preferință consumă vulpi și prin consumul acestei momele se imunizează contra bolii. Reprezentanții DSVSEA subliniază că momelile nu reprezintă un pericol pentru animale și nici pentru oameni. Capsulele din interiorul momelilor conțin o substanță care are rolul doar de a imuniza vulpile. În situații excepționale în care un copil mușcă dintr-o momeală, pentru evitarea oricărui pericol, părinții trebuie să se adreseze medicului de familie sau Direcției de Sănătate Publică Teritorială.